Astăzi am dat afară jucătorii de la AC Milan și vom vedea cu ce echipe vor semna. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. N-am mai făcut de mult timp un clip de genul și zic că AC Milan e echipa potrivită pentru acest tip de videoclip, pentru că au destul de multe staruri la echipă. Dacă mai vreți tipuri de genul, like, subscribe acolo și un follow pe Instagram, să facem 4000 de followeri acolo. Dacă dați follow pe Instagram, aveți 10 ani de noroc. Era bine să se întâmple asta. Dați totuși și dați follow acolo pe Instagram. Așa că hai să mergem la finalul perioadei de transferuri și să vedem cu cine vor semna jucătorii de la AC Milan. Și cu cine să începem, frate, decât cu Tătărușanu, frate. Începem cu Ciprian Tătărușanu, probabil că nu-l vrea nimeni, că are 36 de ani și e bătrân, dar hai să vedem, poate ia cineva. Da, nu l-a luat nimeni. Liber de contract, din păcate, Ciprian Tătărușanu. Următorul jucător de pe listă este Pobega. Nu știu cine e Pobega, probabil că e rezervă la AC Milan. 23 de ani, totuși are potențial. Hai să vedem ce echipă îl vrea pe jucătorul ăsta. L-a luat Toulouse, frate, se duce în campionatul Franței, acolo la Toulouse. Zic eu că e o echipă decentă, nu se compară cu AC Milan, dar măcar cred că prinde minute la echipa asta. Următorul jucător este Origi, frate, Divock Origi, Origi, nu știu cum se citește, cred că Origi. Da, hai să vedem unde se duce Divock, o să-i zic Divock până la urmă. Unul dintre cei mai buni super sub din istorie. Și hai să vedem ce se întâmplă, se duce la Cadiz în Spania, acolo, ok, nu mă așteptam la mutarea asta, se duce în Spania. Nu mi se pare un campionat potrivit pentru el, dar merge, decât să se ducă într-o țară necunoscută, e bine că s-a dus aici în Liga Spaniei. Următorul jucător este Serginio Dest, frate, a plecat de la Barcelona, a venit la AC Milan, hai să vedem unde se va duce acum jucătorul american. Și... Interesant, se duce aici la Crystal Palace în Premier League. Foarte, foarte mișto mutarea asta, se duce la Crystal Palace acolo și eu cred că și în realitate ar fi un transfer destul de mișto. Mergem mai departe și îl căutăm pe Krunic, frate, 28 de ani, mijlocaș central, se duce la Lille. Bine transferul ăsta dacă vrei. Da, se duce aici în campionatul Franței. Bombă, ce să zic, bombă. Următorul este Salamakers, nu știu cum se citește, dar cred că se duce la echipă bună pentru că are OVR mare. De fapt, nu are OVR foarte mare, are 78 OVR. Are 78 OVR, 23 de ani, însă potențialul cred că este foarte mare. Și bănuiesc că se va duce și el tot în Spania. Nu, rămâne liber de contract, pe bune că rămâne liber de contract, nu mă așteptam la asta. Ok, atunci mergem la Decatalare. Ba, mă, dau ăștia niște nume de nu știi să le pronunți, ești nebun. 21 de ani pentru acesta. Se pare că se duce și el tot la Cadiz în Spania acolo. Bă, văd că au bani ăștia de la Cadiz. De fapt, oricum i-au luat gratis. Mergem mai departe la un fundaj central și l-avem aici pe Kalulu. 22 de ani pentru acesta, francez. De obicei jucătorii francezi sunt scumpi. Hai să vedem cine îl ia. Se pare că îl ia Real Betis și devine coechipier cu Fekir acolo, cu naționalul său. Are clauză de 81 de milioane de euro. Bine și Kalulu. Următorul jucător este Brahim Diaz, frate. Dacă nu mă înșel eu, Brahim Diaz cred că a fost pe la Real Madrid, acum a venit la AC Milan. Hai să vedem unde se va duce. Se duce la... Ok, rămâne liber de contract, din păcate. Următorul jucător este Messi, nu Messi, frate, nu e Messi, este Mesias. 31 de ani pentru acesta, junior, dar nu prea mai e junior, care 31 de ani. Hai să vedem unde se va duce jucătorul ăsta, se pare că rămâne liber de contract. Mergem la următorul jucător, care este Florenzi, frate, right back, 31 de ani. Nu știu de ce, dar am avut impresia că Florenzi are 25-26 de ani, dar nu prea e așa. Da, 31 de ani pentru Florenzi, hai să vedem la ce echipă se duce. Oh, bine, nu mă așteptam la asta. Ia vezi unde s-a dus Florenzi, s-a dus la Manchester City. Păi dar nu l-au pe Walker, mă, frate. Da, în fine, o să fie băiatul cu apa Florenzi, nu cred că va juca acolo la Manchester City. Văd că are contract doar pe un an oricum. Însă, cel mai bun transfer de până acum, nu mă așteptam la asta. Mergem la alt fundaș dreapta, care este Calabria. David Calabria, 25 de ani, se duce la Tottenham. Bine și transferul ăsta. A băgat clauză de 65 de milioane de euro și avem încă un jucător care se duce în Premier League. Încep să apară transferul din ce în ce mai bune. V-am zis că se vor duce la granzii Europei jucătorii de la AC Milan și se pare că am avut dreptate. Și de-abia am început. Următorul este Ante Rebic, frate, 28 de ani pentru jucătorul croat. Eu zic că se duce în Franța. Se duce în... Nu se duce nicăieri, că rămâne liber de contract. Următorul jucător este Cavinul, frate. Devine din ce în ce mai bun cu cât crește în vârstă. Îl avem pe Olivier Giroud, un campionat mondial foarte bun făcut de către francez, mai puțin finala, dar nu mai contează. Hai să vedem unde se duce Olivier Giroud. Rămâne liber de contract, da, nu l-a vrut efectiv nimeni, din păcate prea bătrân. Ok, mergem din nou la un jucător căruia nu știu să-i pronunț numele, Simon
Kjær, cred că Kjær se citește. 33 de ani pentru jucătorul din Danemarca. Din nou, nu cred că îl vor foarte multe echipe. Dacă l-ar lua cineva, bănuiesc că l-ar lua o echipă din Olanda. Hai să vedem unde se duce. Nu l-a vrut nimeni, din păcate. Mergem la Benacer. 24 de ani pentru jucătorul algerian. Potențial mare. Cred că are un potențial de 90 sau ceva de genul în FIFA. Și cred că îl vor multe echipe. Și cred că l-a luat cineva. Hai să vedem cine l-a luat. Inter Milano rămâne în campionatul Italiei acolo. Mă așteptam să se ducă prin Spania, dar se pare că rămâne în continuare în Italia. Îi place viața de Italia, îi plac pastele mult rău de tot și lasagna. Următorul este Ibrahimovic, dar nu cred că îl mai găsesc, dar nu prea se găsește. Nu prea se mai găsește Ibrahimovic, cred că s-a retras. Atunci mergem la Tonali, mergem la Sandro Tonali. Sandro Tonali se duce la Napoli și Tonali rămâne în campionatul Italiei. Na, e italian, e obișnuit cu viața din Italia și a preferat să rămână tot acolo, doar că acum va mânca pizza napoletană. Următorul este Tomori, nu știu cum se citește, jucător englez care n-a fost convocat spre surprinderea mea la campionatul mondial, dar nu are importanță chestia asta, hai să vedem unde se duce Tomori. La West Ham, bine! Mergem la următorul, Cristiano Ronaldo, și anume la Rafael Leao, hai să vedem unde se duce și el tot la West Ham. Mă așteptam să le iau echipă mai bună, dar se pare că l-a luat doar West Ham. Totuși West Ham transferă doi super jucători care vor termina, zic eu, în top 6 lejer. Următorul jucător este Theo Hernandez. Hai să vedem unde se duce Theo Hernandez. Și bine, se duce la Barcelona, băieți. Bine rău de tot transferul ăsta. Da, Theo Hernandez se duce la Barcelona. Din nou un super transfer făcut de catalani. Mamă, dar și întăresc echipa bombă rău de tot. Te-au luat și fundat stânga că nu mai merge cu Jordi Alba. Theo Hernandez e achiziția potrivită. Da, și ultimul, dar nu cel din urmă, este Mike Maignan, frate. Se duce... nu se duce nicăieri. Pe bune? Rămâne liber de contract, da. O să simulăm un sezon și chiar sunt curios ce au făcut jucătorii ăștia la echipele noi. Hai să mergem să simulăm sezonul, să vedem ce se întâmplă. Da, campionatul, da, campionatele lumii s-au terminat. Hai să vedem ce au făcut jucătorii de la AC Milan. Deci echipele mai slăbuțe așa nu cred că o să le luăm. Și o să iau prima oară jucătorii de la West Ham, Tomori și cu Rafa Leao. O să vedem cum s-au descurcat în Premier League. Și de asemenea îl mai aveam pe Calabria la Tottenham și pe Florenzi la Manchester City. Hai să vedem care a câștigat titlul acolo în Anglia. Poate n-a câștigat niciunul. Da, n-a câștigat efectiv niciunul. Chelsea termină pe primul loc. Manchester City termină pe locul 2 acolo cu 80 de puncte. West Ham intră în top 6, cum am zis, destul de lejer cu 64 de puncte. Nu prea se vede de mine, dar 64 de puncte pentru West Ham. Puteau chiar să termine în top 4 dacă mai obțineau 4 puncte în plus, dar aia e. Și Spurs termină pe locul 5 acolo. Da, mai avem jucătorii care au rămas în Serie A și anume Tonali la Napoli și Benacer la Inter Milano. Sunt curios dacă va câștiga unul dintre ei campionatul. Și se pare că Napoli a terminat pe locul 1, Inter pe locul 2, destul de echilibrate echipele. Napoletanii reușesc să câștige campionatul aici în Italia. Și nu în ultimul rând o să mergem și o să ne uităm în Spania, pentru că l-avem pe Origi și pe Chetelare la Cadiz, l-avem pe Calulu la Betis și de asemenea l-avem pe Theo Hernandez la Barcelona. Și se pare că Atletico Madrid termină pe locul 1 acolo, Barcelona pe 2, Real pe 3. Pe ce loc a terminat Cadiz cu noile transferuri? Unde naiba e Cadiz? Mamă, pe locul 20, n-au fost transferuri bune. N-au fost deloc transferuri bune. Da, Cadiz termină pe locul 20, din păcate, aie. Și sunt de asemenea curios ce s-a întâmplat în Champions League. Deci în UEFA Champions League câștigă Chelsea. Ok, Chelsea câștigă finala UEFA Champions League versus Real Madrid. Europa League cine o câștigă? Barcelona, uite! Theo Hernandez câștigă marele trofeu Europa League. Iar Conference League se pare că a reușit să câștige Villarreal. Și West Ham ajunge acolo în finală cu Tomori și cu Rafa Leao. Pare că au fost transferuri bunicele. Deci eu sper că v-a plăcut acest clip, băieți. Dacă mai vreți clipuri de genul, like, subscribe, follow pe Instagram, toate chestiile astea. Și v-am pupat, pa!